Autoritățile din Maramureș au îndreptat atenția asupra fenomenului mamelor minore din județul nostru, iar în cadrul ședinței Colegiului Prefectural de astăzi a fost prezentată situația la zi. Am aflat astfel că pe parcursul anului trecut, până în luna aprilie 2022, au fost identificate peste 80 de tinere sub 18 ani care au devenit mămici. 4 dintre ele s-au aflat și într-o situație de risc. În perioada decembrie 2021-aprilie 2022 au beneficiat lunar de indemnizație de creștere copil un număr de 84 de mame minore, aceleași persoane beneficiind atât de alocația de stat cuvenită lor, cât și de alocația de stat pentru copilul nou născut. Ca urmare a sesizărilor înregistrate la nivelul Serviciului Intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale din cadrul DGASPC Maramureș, s-a identificat un număr de 4 adolescente, mame minore, aflate în situație de risc. Ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor părintești cu privire la mamele minore aflate în situație de risc, s-a instituit măsura de protecție socială, plasament în regim de urgență la centrul de primire în regim de urgență Baia Mare pentru una dintre cele 4 adolescente, aceasta fiind ulterior reintegrată în familie. Celelalte 3 adolescente au rămas în familie, au precizat reprezentanții prefecturii Maramureș. Cu privire la copiii acestora au fost consiliați bunicii materni în vederea întocmirii documentelor privind instituirea plasamentului la aceștia. Doar pentru un copil a fost instituită măsura de protecție specială, plasament la asistent maternal profesionist în județul Timiș, mama având domiciliu în acest județ. În perioada decembrie 2021-mai 2022, în centrul maternal Baia Mare a fost identificată o mamă minoră cu copilul ei, care a beneficiat de serviciile oferite până în 22 aprilie 2022, când s-a dispus încetarea rezidenței în centru. Trebuie precizat că la nivelul municipiului Sighetu Marmației au fost identificate 2 mame minore de 16 ani, respectiv 17 ani, dar care nu se află în situație de risc social. În același timp, la nivelul Direcției de Asistență Socială Baia Mare au fost identificate un număr de 27 mame minore aflate în situații de risc social.